Salve băieții, eu sunt Andrei. Bă, e aproape 1 noapte și pentru că n-am somn, o să mă bag aici pe furnizor, văd că e un minigame aici, clasic, l-a scoat puii mei. Dăm accept și play, YOLO. Da, bă, mâine trebuie să mă la școală, efectiv n-am chef să dorm. Mi-e silă să mă culc așa, n-am somn, efectiv. Și mi-a venit cheful de Fortnite, acum am intrat și eu pe Fortnite. Și mă gândesc așa, oare cum ar fi să-l trezesc pe fratele meu în timp ce filmeze episodul ăsta? Lol, dar ce liniște e, bă. E aproape 1 noapte, dar e liniște, frate, e liniște. Mă aude cât eu, adică cred că dacă vreau să cumpri mai tare, mă văd de afară, că de ce nu? Hai că dacă e ceva, aveam și volumul dat în blană. Bine că mi-am dat seama cu să-l dau mai încet, că dacă îmi dădeam seama la final, s-a auzit jocul mai tare decât mine și papuiu videoclip. Dar dacă vă întrebați de ce tot dau așa, mă asigur că filmează, pentru că câteodată se întâmplă să nu filmeze, nu știu. Ba se întâmplă să nu mă aud, ba să nu filmeze, nu știu ce se întâmplă. E ciudat. Mama e departe în avionul, nu pot să ajung în shift. Mă duc la Vulcaniolo, dacă mor, ai. Și după dacă mai vreți episodul cu Fortnite, nu uitați să dați și voi acolo mare, 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 mare like. E bine că e săptămâna altfel, adică în caz de nu mă trezesc mâine să mă duc la școală, nu se pun absenții, e totul blană, deci perfect. E perfect. Dar cred că filmez acum episodul ăsta și le editez mâine pentru că mi-ar fi prea lene să-l și editez acum pentru că, da, mai aterizez și eu mâine. Mamă, dar e lăguț. E lăguț. Lăguț. Stai, de brânțele. E lăguț. Ok, și deci am o impresie că trebuia să mă joc și eu măcar un meci înainte să dau drumul la videoclipul ăsta. Pentru că azi n-am jucat deloc Fortnite. Ce-am mai jucat ieri un meci sau două. Cred că unul. Habar n-am oricum. Și nu prea mai știu să joc, nu știu ce e arma asta. Adică, what the fuck, e prima oară când o văd. Ce armă e aia? Shotgun. Deci un chest pe aici, bă. Uite unul acolo. Mai aș pune vânt. Așa, credeam că pic în lavă. What, aici sunt două chesturi? What? N-am știut niciodată. Eu mereu veneam la vulcan și niciodată nu m-am uitat aici în spate. Ce pui mei aia? Vrei să lasă asta că mai am un albastru. Ok, nu mă mai lua vânturile, te rog frumos. Ce s astea? Grenadele astea cam... Par ca niște smocuri, habar n-am. Ce ar trebui să las aici? Ia mai cum trage ăsta. Stai așa că e interesant. Stai un pic. Asta e inutil. Dă-l în puii mei. Astea, vreau să văd ce sunt astea. Hai că las pistolul aici, că pare inutil. Hai sus. Un concest aici. Eu vreau să văd ce fac astea, pentru că habar n-am ce fac. Hai să dau unul așa, Iolo. Tot la distanță, nu vreau să mă mănâncat. Exact cum credeam. Smoke. Eu v-am zis că seamănă cu smoke, dar măcar dacă era și mai mare, să le păstrez. Mama, aici o să pice astea. Facem așa. Ca să pot să le iau toate, să nu pice jos, că după aia trebuie să mă duc și eu în lavă și nimic și nu vreau. Le-am prins, le-am prins? Nu le-am prins. Am prins decât ăsta. Păi e bine că l-am prins, că e verde și eu aveam unul. Îl aveam pe ăsta, care e inutil. Ok, hai să mi le pun și eu în felul ăsta, așa că e mai ok. Bun, hai că mi le-am aranjat eu cumva. Materiale 0, zona e la mama naibii, hai că e bine. Hai să iau de aici niște materiale, că e vai de capul meu fără materiale. Nu-mi zic mai un chest pe aici. Aici în față, da, mai e unul, mamă, câte chesturi au. Dar nu găsesc și eu așa nimic mai albastru, că am decât verde pe aici. Dă-mi ceva albastru, dacă e. Am un shield, hai să mă fac full. Se vede după vocea mea că mi-e așa un pic de somn, nu știu. Se cunoaște așa în voce, așa, nu știu, demoralizat, așa, pui mi habar n-am. Deși nu mi-e așa somn. Pui mi. Da, oricum, cred că după meciul ăsta mă cul sau mă pe YouTube. Pe eu mereu zic că mă cul, mă pun în partea telefonul lângă mine și mă mai uit fără 2 ore pe YouTube până mai somn. Da, na, asta e partea a doua. Par trebui să păstrez mocurile astea, nu știu. Pui mi, poate pot fi utile într-anumite momente, pui mi. Deși nu cred că o să le folosesc. Na, dacă găsești ceva mai important, o să le dau drop.
Și acum am văzut că ea de la mine din echipă au murit. Mai rămas eu cu unul. Da, iar sunt solo la squad. Că de ce nu? Hai să iau un gazer de la ca să ajung mai repede în zonă. Unde e zona? Hai că nu e așa departe. Cred că ajung imediat cu gazer. Nu ok, în gazer. Sau e ceva pe aici? Asta e. Ce e pe aici? Pare ceva pe aici. Pare ceva interesant, ia. Se merită să... Ia, poți să sar. Hai că sar, e bine. Luau gloanțele că... Armă dintre aia deja aveam. Ceva aici? Ce n-ai bea acolo? Ai încă un pistol ăsta? Ai încă un pistol. Pare interesant pistolul, adică... Puii mei. Hai că mă duc și eu în zonă dacă e ceva. Am decolat, oi. O fi ceva în casa asta aici? Păi, dar nu știu, așa când e seară, noapte, cum vreți voi să ziceți, parcă am mai mult chef să filmez. Nu știu. Mai șmecher dacă să filmez ziua, plictiseală. Hai bine, așa noapte, am mai mult chef, nu știu de ce. Cu zona nu e problemă că am ajuns, dar materiale. Materiale, materiale. Nici cu armură, nici cu viață, nu e o problemă că sunt full. Singura problemă e cu materialele astea, adică vreau o lamă. Ce armă e asta, veri? Cu asta trebuie să dau eu așa. Da, hai să nu mai rosesc gloanțele. Știi ceva, facem așa. Așa e cel mai bine. Bă, nu mai sunt full. Am uitat să intru în zonă. Da, hai că mi-a luat 5%. Nu-ți bagi piciorul. Pe care e mai bun? Ăsta? Sau ăla? Cred că ăsta e mai bun, că dă mai repede. Nu știu, mamă, unde e zona... Vor mai fi ghezere dintre alea pe aici. N-am nici glidere de alea. Că mă urcam sus și plecam cu gliderul. Dar de unde? Mai e un minut până vine zona și ăla al meu e în noc. Unde pui mei e? Ok, ăla e în Tilty Towers. Nu... N-am timp să mă duc să-l iau. Mă, da, și nici nu cred că o să mă duc. Nu vreau să mă duc eu acuraj la PvP. N-are rost. Nu, hai că mă îndresc spre zonă. Hai să dau și un reload la asta în caz de n-am dat. Hai să verificăm. Să avem reload la toate. Nu, chiar mă asta nu știu. E bună de apropiere sau de depărtare? Cred că e mai bună de depărtare. Na, o să testez eu acum. Mai sunt 20. Bă, în ritmul ăsta mai bine băgam la arenă. Mai făceam și eu niște puncte. Că și la squad aici tot solo am rămas. Bă, cred că de când mă joc eu Fortnite, n-am băgat un match la squad în care să rămânem un squad, bă, sau măcar 2-3 în viață. Mereu am rămas eu ultimul în viață. Bă, da, mereu, mă. Dacă nu fac nici măcar un kill, o să ziceți că am ajuns în primii 20 degeaba. Deci hai să încerc, oricum cred că o să mor. Mamă, mamă, mamă. Bă, cât aș pe mai avea? I-am dat una. Bă, a avut armură. Dar nu știu cât i-am dat, o să mă uit după ce, na, când o să editez clipul, o să mă uit să văd cât i-am dat. Da, a avut și armură 100%, i-am dat și lui ăsta vreo 30-60, la depărtare, după aia i-am dat și lui ăsta. Na, asta să ne uite pe ăștia toți, frumos, elegant, la squad, eu singur. Na. Bă, băieți, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, cu voi a fost Andrei, și să nu vă jucați niciodată la squad, adică să nu jucați cu oameni random, că o să rămâneți ultimii. Bine, cel puțin asta mi se întâmplă mie de fiecare dată. Ok, hai că mă bag să mă pe YouTube, după aia mă culc și nu știu, mai ne vedem, nu știu când ne vedem, nu știu când postez clipul. Hai că voi a fost Andrei, ciao, les.